Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2017. Ei bine, după cum știți, cei care știți că sunt și eu așa mai la început, am început o super mapă care nici nu știu cum se cheamă, dar este extraordinară. Mi s-a părut superbă și am zis că imită de minune hărțile românești. Și am zis că de ce să nu încercăm, căutam un gameplay așa cât mai apropiat de ceea ce găsim noi în România. Și drumuri și zonele rurale, cum sunt pe la noi. Și slavă Domnului, chiar avem aici zone rurale destul de bine amenajate și chiar seamănă mult cu România. Bun. Ce vreau eu acum să fac? Uite, avem și pe aici, prin pod, lădițe, roată de rezervă de la o combină. Harta este foarte bine realizată. Nu știu dacă pe PC-ul meu se va descurca la fel de bine, oricum nu este pus la maxim cu toate detaliile, pentru că îmi fură foarte multe frame-uri și mai ales când înregistrez la fel îmi fură frame-uri. Se mișcă decent, este o hartă care o recomand acum, înainte de FS19, că tot îl așteptăm toți. Și zic eu că mă voi juca chiar și după ce apare Farming Simulator 19, pentru că chiar îți creează o atracție. Îți creează o atracție în primul rând că este foarte românească. Aici unde am eu baza, unde locuiesc acum, după cum se vede, am făcut și focul pentru că a început să fie frig. Și găini cât cuprinde, un cățeluș avem noi pe aici și o să mergem la terenul care l-am eu. Hop, să nu mă calce și mașina. Mergem la terenul care îl am eu. Nu zici nimic? De obicei oamenii ăștia te salută, dar se pare că ăsta este cam nepoliticos. Acesta este terenul nostru, este terenul 22 care m-am pus să recoltez și UTB-ul ăsta e cam cel mai folosit tractor de până acum. Mă voi concentra să scot o recoltă cât mai bună, dar zic să scot pentru că nici nu am fertilizat, nici nu nimic. N-am aruncat cu nimic pe aici și nu știu cum aș vedea eu că scot o recoltă bună pentru că deja e slab. Ce se află în remorca asta, adică 11.603 tone. Cam asta e toată producția. Și slăbuț, slăbuț la cât avem aici, e foarte slăbuț. Dar din păcate nu zic că nu am bani. Am bani, dar vreau să-i folosesc în cumpărarea altor terenuri mult mai drepte, cum ar fi terenul 27, nu cred, pentru că are aici o oază. Terenul 26, 26 mă gândesc mult la el. 25, ia să văd ăsta ce teren este. Terenul 25, ia să văd cât costă. 71.000 de euro. Deci și acum l-aș putea cumpăra. Este extraordinar cât de ieftine pot fi. Și sunt și aproape de porci. Fermă de porci. Biogazul e aproape. Și aș putea foarte lejer. Sunt foarte aproape de zonele astea de vânzare, punctele de vânzare. Pe când aici este o zonă cam dezavantajoasă pentru că mă chinuie cu lucrător automat. Și de asta vreau să mă îndrept spre alte zone. Și cine știe, poate o să las și zona asta de aici pentru că vreau să-mi construiesc o bază și aici să fie cât de cât două. Dar până vom ajunge acolo, deocamdată am terenul ăsta de terminat de recoltat și vreau să-l ajut pe colegul meu care, deci asta e singura soluție. Mai ajut pe aici pe acolo, mai ajut lucrătorul automat. Îi fac eu dinainte marginile și acolo sus să-i fac drept și după aia el se descurcă singur. Dar dacă nu-i fac chestia asta, deja este de-abia se mișcă, merge foarte greu și combinele astea cum sunt vechi, mici,
Le-am luat și eu pe cele mai ieftine, am zis că... Și cu toate că sunt foarte ieftine, au o capacitate de 6 tone, ceea ce e ok. Și, dar nu prea am producție. Nu prea am producție, de asta nici nu-mi permit și trag de fiecare fir să-l scot și să iau un bănuț. Data trecută, când a fost, de fapt, prima recoltă sau a doua, nu mai țin minte, am scos destul de bine, a fost cam 40.000 de tone. De fapt, nu, ce zic 40.000 de tone? 40 de tone, că 40.000 de tone eram bogat atunci. Și lasă un buchețel acolo, nu are nimic, mai mănânce și păsările. Pentru că intenționez, dacă toată ziua e poarta deschisă, să le aduc aici, nu? Și e nașpa că nu am fertilizator, dar cum mi-a fost lene să-l conduc eu, pe lucrător automat a făcut figuri și nu prea a mers, așa că l-am amânat. Am zis că nu voi mai da, cu toate că e foarte important pentru că crește producția cu cât 30% sau 10%. 10% cred că este la arat, bănuiesc. Și voi mai trebuiască și să mai discui pe aici. Dar mă voi muta în cealaltă bază, sus în deal, pentru că chiar este minunat terenurile astea pe aici. De exemplu, 24 și 25 sunt chiar foarte impresionante. De asta și caut terenuri drepte. Să pot să profit cât mai mult de lucrător automat. Voi mai lăsa utilaj aici jos, voi cultiva și aici, dar aici mă voi ocupa eu, pe când sus se va ocupa lucrători automat sau lucrători automați, că bănuiesc că vor fi mai mulți. Și eu o să mă mai orientez spre terenuri din astea așa, nu prea sunt drepte, nu prea sunt, mai avem aici 60, 61 nu prea văd pe 61 așa. Și nici 60, pentru că are zimțiturile astea aici, nu cred că mi-ar funcționa lucrător automat la perfecție. Și cam asta ar fi. Acum sunt destul de departe de zonele de recoltat și greșeala care am făcut-o e cea mai mare. Este că data trecută am vândut boabe de soia, iar acum am cultivat tot boabe de soia, ceea ce a fost o mare greșeală pentru că acum a scăzut prețul la soia și a crescut la floarea soarelui, ceea ce nu am floarea soarelui. Dar odată ce voi mai cumpăra un teren, bănuiesc că o să cultiv într-o parte floarea soarelui, într-o parte boabe de soia. Pentru că astea le-am văzut că sunt cele mai bine plătite. Hai să mergem să golim. Pe viitor, după cum am zis, vreau să construiesc o bază aici jos. O bază în care să-mi pun diferite fabrici, pentru că am niște terenuri în spatele casei care nu-mi permit să le recortez, pentru că trebuie făcute doar de mine. Lucrător automat nu se descurcă absolut deloc. Și nici cu cruise controlul nu prea vreau să-l fac, pentru că vreau să fie cât mai ori lucrător automat, ori eu. Înțelegeți? Și cam asta e treaba. Să le ducem de aici. Ce mai place la harta asta este că suntem în dealuri. După cum vedeți, avem dealuri, avem mult namol. Aici fiind o zonă mai joasă, unde s-a adunat apa și s-a format nămolul. E noroiul, de fapt, nămolul e altceva. Și ce să mai fac eu acum? O să strâng chestiile astea pe aici, pentru că eu deja am împachetat combina, am zis că am terminat, dar am uitat de asta. Care să nu uităm,
aduc un preț și asta. Ne aduc bănuți. Deocamdată sunt foarte jos cu... Nu prea avem bani. Nu avem bani deloc. Și ce n-am făcut eu până acum este că n-am împrumutat de la bancă niciun bănuț. De fapt, cu cât ne dă jocul, cu atât am intrat și eu. Deci n-am împrumutat absolut nimic. Ce-am împrumutat jocul, cum ar veni. Și mă gândesc să împrumut câțiva bănuți și să-mi iau oițe. Oițe care nu știu unde să le pun. Avem aici pentru porci. Văd că sunt câte două. Avem văcuțe aici și văcuțe aici. Și oițe avem numai în partea asta. Și la porci la fel. Avem câte două. Deci, singura șansă ar fi să le pun aici. Da, din asta văd că doar acolo pot să pun oițe. Ei, la fel vom face. Să-l gonim și pe ăsta. De fapt, o să vin cu tractorul ca să fie mai ușor. Și mergem să vindem. Mergem să vedem câți bani ne dă pe toată chestia asta. Să vedem ce am produs. Și cât am recoltat. Sper să-mi încapă tot aici, să nu fiu nevoit să mai aduc și să mai iau și altă remorcă, pentru că dacă mă apuc să vând și am două remorci, de exemplu, termin una de vândut și când s-o vând pe cealaltă, deja prețul a scăzut. Și nu vreau chestia asta. Dacă mai rămâne câteva sute acolo, bine, n-a rămas nimic. Asta e extraordinar. Lăsăm și noi combinele, iar le aruncăm puțin pe aici. Și mergem să vedem veniturile noastre pe toată chestia asta. Să ne uităm și la un preț. Rolimpex SA. Avem 2581. Cred că aici o să mă duc. Dar ce este interesant este că mai am și în bază. Mai am 12.884, dar nu știu în care bază, că am fost aici în bază. Asta mă mai va duce acum iar. Mă voi mai duce acum iar, dar nu-mi dă de aici. Cred că mai este o bază unde mai am încă un bunker, pentru că de aici nu am soia. Nu am văzut să am. Dacă am avut aici și am luat-o pe toate, nu știu. Așa bănuiesc, uite, vedeți? Dau pe R și nu se întâmplă nimic. Ceea ce înseamnă că mai avem pe undeva o bază. Și asta voiam să vă zic, că aici vreau să pun ciment, să pun ceva frumos, așa, și să fac bază. Tot terenul ăsta aici și celălalt, doar dacă voi tăia copaci, dar nu știu dacă... În funcție de cum voi avea bani. Și mergem să vindem, recolta. E foarte, foarte drăguță și românească, cuțul să nu te calc, să nu călcăm pe cuțul. Da, am călcat pe codiță un pic, dar n-are nimic. E animat să nu țipe. Nici măcar nu latră săracul. Nu vine nimic, nici n-am văzut, dar nu contează. Și merg pe contrasens. Tocmai la unde vreau să ajung eu la Rolimex, e foarte, foarte lung drumul, așa că îl voi da pe rapid, pentru că este plictisitor. Și o să vedeți prețul care l-am scos pe toată recolta și zic eu că cam asta a fost cu episodul ăsta. O să ne vedem data viitoare, unde vedem dacă începem cu construirea bazei sau amânăm, nu știu, în funcție de câți bani primim acum și de ce teren o să cumpărăm.